Și uite, astăzi vom povesti o nouă interesantă poveste de viață. Era o fată care nu prea știa ce să facă. Viața era neexperimentată. Ca să cunoască băieți și fete. Sau să stea. Bun, la un moment dat ea vroia să însoare. Și că au început oamenii să o sfătuiască. Eu pe vremea mea, că m-am întâlnit cu soția mea. Așa. Prima dată ne-am plăcut, după care dintr-o întâmplare ne-am despărțit. Eu m-am căsătorit cu cineva, ea cu altcineva. Și după nu știu câți ani, din cauza unei alte probleme, ne-am despărțit. Și noi doi ne-am reîntâlnit. Când ne-am reîntâlnit, ne-am căsătorit și am făcut copii și am ajuns fericit în viață. Altul. Să știi că și eu sunt tată de fată, de fete, știi? Și hai să spun povestea mai departe. Dacă vrei ceva, trebuie să-l iei neapărat. Dar nu-ți recomand pe băiatul acesta. Păi de ce? Păi uite așa și așa, în capul lui, îi băga cioace că are și el două fete, dar ar domnul să fie cu cine trebuie. După care fata începe și spune: vă mulțumesc foarte mult că sunteți ca un tată pentru mine, ca un tată, știi? Mai stă ce mai stă un pic și apare un angajat nou. Ăsta nu e om pentru tine, nu e bun. Eu sunt mai bun decât toți ceilalți, ia-mă pe mine. Știi? Mai stai ce mai stai? Un pic. Altul care avea un băiat și o fată din nou. Dar domnul, ca noastră fată îndărătnică, să se căsătorească cu băiatul acesta, care mie îmi place. Ia uzi, mai dă și găuri și repară. Bum, 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 făcea prin pereți. Bum, 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 știi? Mai mergi pe stradă. Ia uzi, dar nu vrei o fată, la mine ai cazier, frate. Și tot așa. Și toată lumea o sfătuia pe fată. Vă mulțumesc, sunteți ca un tată pentru mine, știi? Vă mulțumesc, sunteți ca o mamă pentru mine. Păi mă lași, știi? Adică chestii din aceasta snoabe, dar adevărate.